Dobrze, przypomnę. Ponownie raz jest doktor, ja mówię, jestem 13, a was to pokaże, zaś wymieniam kontakt, to jest taki problem, bo jestem na jednej debacie, w momencie, gdy sobie to się bada, które dało, to już nie wiem, proszę powiedzieć, dla świeje po maszkę, nie warta maska, kulturowa, ale jak ten proszę. Tu po tym, co jest wyliczyć, to jest brumu na 10 tysięcy, już się mówią, inne wizyty, gdy karabał na kurs, a odnywuję, nie razem, na sumę dedykacji, to jest resztę się wyda. Znaczy, aż kim, który sobie wiedzie, no, w kucach, no, w kultury, robię doktorat, a szkoły o doktorale, a instytutu i dyskusji doktorale, przekonciły szkoły o doktorale. Włączę do profesora tego. Przyjeżdżę na to, aby wieje, czy to tylko mój. Karne tereszty wymójte najkazo, by do mój małe doktorze. Często w innym roku muszę powiedzieć, że karę na temat, że ta zaraz przyszłą spójrzmy nie mi chodzi, że eksperiencja w oparę profesjonalistów mój to profesora tej naczesnej wystawy. Oparte te lądy, że to nie do doktora wolno na punkt dacă ea scrie sau nu în mod onest experiență pe care tine din perspectiva au avut-o în această calitate de student doctorat, pot cursier postul și am fost creat că da, că ar trebui să fie așa. Și am să încerc cât se poate de scurt să explic pe ce credeam. În cei 3 ani de derulare a proiectului de curs doctorale au fost momente care aparent ar contrazice concluzia. Amintesc că acum câteva. Au fost incomplet în data noastră. Întârzieri de plată cauzate de verificările greoaie, începerea localității de contactante, care au afectat capacitatea de plată a universității. Și menționez aici faptul că pentru proiectul acesta, în ce loc cere de la mursare de curse de către universitatea noastră, au fost verificate și plătite doar din restul la totalitatea universitatea. Și acest lucru nu este singular. Sunt alte proiecte în universitate în aceeași situație. Regulile, a doilea element, care vreau să menționez, regulile nu au fost întotdeauna clare. Au existat supra-reglementări sau decizii contradictorii. Modificarea contractului de finanțare semnat de universitate cu autoritatea contractantă, care s-au reverberat și asupra doctoranților. Treia element ar fi condițiile contractuale au fost dificile pentru doctoranți. Cea mai importantă fiind cea referitoare la finalizarea studiilor doctorale în termenul de 3 ani de zi. Dar ei au reușit să facă. Menționați și colegul domnul profesor Mătușu. Și al patrulea, birocrația despre care să putem să admitem că a fost necesară, dar a consumat multe resurse de timp a tuturor. Cu toate acestea, a fost o șansă. O șansă pe care alții colegi din alte generații anterioare sau mai recente nu au avut-o sau nu au avut. Și mă refer aici la șansa de a investi în propria educație, știind că efortul material va fi apreciat în cele din urmă. Șansa de a se putea concentra pe studii și cercetare care beneficiază de bursă și al unui cadru organizatoriu favorabil. Șansa de a putea participa la conferințe internaționale în țări membre ale UE și de a efectua stagii de cercetare la instituții de prestigiu din acest spațiu. Șansa de a-și crea de pe acum o rețea personală de cunoaștere, atât de importantă pentru carieră în mediul academic. Și nu în ultimul rând, șansa de a face parte dintr-o elită a universității noastre și a țării. Felul în care fiecare dintre dumneavoastră a înțeles să valorifice aceste oportunități a devenit desigur în primul rând de dumneavoastră, dar și de conducătorul de doctorat și școala doctorală de care s-a aparținut. Prezența dumneavoastră aici, fost cursier, fost grup, a acestui proiect este dovada că ați știut să profitați și de ceea ce acest proiect va oferi. Trebuie să spun aici că a fost o șansă și pentru universitatea noastră de a-și consolida poziția de lider național în educație și cercetare, de a-și crește prestigiul național și internațional prin parteneriate stabile, de a-și îndeplini măsura posibilului corpul profesoral și forța de cercetare, prin pregătirea unei generații la standardele sper mai aproape de cele europene. Merită aici să amintesc faptul că studenții doctoranți finanțați în acest proiect, împreună cu colectivele de cercetare și cu îndrumarea conducătorilor de doctorat, au publicat peste 290 de lucrări științifice în reviste cotate ISI și PDI și au participat la conferințe internaționale cu peste 450 de lucrări prezentate. Sunt rezultate impresionante, trebuie să mărturisesc și aduc în lumină efortul făcut de acești tineri colegi și de cei care au urmat. În calitate de proiect responsabil cu studiile doctorale și de coordonator al acestui proiect, eu țin să vă mulțumesc, vouă, doamnelor și domnilor, doctor, pentru înțelegerea de care a trebuit bună să dați dovadă, pentru felul în care v-ați achitat de toate datoriile asumate prin contractul de studiu doctoral. Sper că această recunoaștere trebuie să fie reciprocă, chiar dacă nu egală, și să fie prezentă și
Trebuie să mulțumesc și s-a adus mulțumire aici cu această ocazie colegilor din electoratul universității, echipei de implementare a proiectului, pentru felul în care membrii au înțeles să se achite de datorile profesionale în condiții nu întotdeauna mai favorabile, precum și echipei de la nivelul Direcției Generale Administrative. Așa amintim aici de proiect Gabriel Sușan, managerul al proiectului domnul Andrei Kermen, dar și întreaga echipă Andrei Rota, Alexandru Nara, Coana Dragă, Florin Bărăvan, și sigur i-aș aminti și pe ceilalți proiecte, pentru că aceste echipe au lucrat pe toate proiectele împreună. Cum am spus, Andrei Kermen, Andrei Astroie, Cătălin Antiteu, Petru, Aurora Benciu, Codor Oștu, Drăci, Juja Borba și Diana Mavru. Sper că nu am invitat pe nici unul. Mulțumesc cu totul specială conducerii Direcției Administrative, care proiectelor, care finanțarea care au gestionat finanțarea acestor proiecte, care au fost pus în situații adeseori foarte delicate în care au trebuit să identifice surse de finanțare care nu exista. Sigur, nu aș putea să nu mulțumesc și eu domnului echipei domnului Codoruț, pe care domnul proiectul totuși a amintit. Amintesc foarte bună colaborare din cadrul acestui proiect cu partenerii noștri internaționali, un aspect foarte important. Partenerii noștri, atât cei naționali, cât și cei internaționali. În țara Academia Română, de la Cluj, cât și cei internaționali, Universitatea din Viena și Universitatea din Leipzig. Acest tip de relații trebuie cultivate și ferite de problemele unui sistem administrativ încă deficitar al nostru. Personal sper că experiența noastră de până acum să fie asimilată corect și să tragem concluziile de rigoare care ne pot îndreptăți să abordăm următoarea perioadă de programare cu mai mult optimism și mai important, mai mult profesionalism. Și a subliniat că aceasta este încă un punct bun pentru universitate și pentru doctorat. Aș mai aminti un gând care mi s-a făcut de mai multe vreme. România a avut întotdeauna perioadă de bună dezvoltare după ce o generație s-a întors de la studii din străinătate. Așa s-a întâmplat cu generația care a făcut România modernă în început până în 1948, așa s-a întâmplat cu generația care a făcut Unirea din 1918, așa s-a întâmplat cu generația care a construit România interventă. Sper că așa se va întâmpla și cu România generației dumneavoastră, care sper că în următorul deceniu va accede în pozițiile care să-i permită, să vă permită participarea activă la desenarea viitorului dumneavoastră și al copiilor dumneavoastră. Încă e din aici, dar sincer pe toți cei care astăzi urmează să-și primească diploma de doctor. Mulți dintre dumneavoastră au trebuit să-și asigure existența, să-și finanțeze studiile din alte mijloace de cel al unei burse, este cu atât mai meritoriu rezultatul la care ați ajuns. Este un sfârșit de drum, dar chiar dacă sunt un al comun, este mai ales un început, care trebuie să fiți conștienți că din acest moment faceți parte din elita intelectuală a acestei țări. Nu puteți să vă bucur de rezultatele dumneavoastră și să vă doresc succes în tot ceea ce îndrept.